Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie. Fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră, sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi de luni 1 martie. Pentru voi a ieșit luna diseminantă și Sekhmet, zeița egipteană a vindecării. Pentru voi, baba vrea să vă transmită anul acesta să o luați mai încet. O să fie un an de relaxare, un an în care vă puneți gândurile și ideile în ordine, nu o să fie un an foarte agitat, nu o să aveți nici mari succese, nici mari pierderi, o să fie în general un an de recuperare. Nu este anul ideal în care să începeți lucruri noi, nici afaceri noi, nici relații noi, este anul în care să vă bucurați de ce ați reușit să realizați până acum și în care ar trebui să învățați ceva din lecțiile din trecut. Acesta va fi un an de introspecție în care va trebui să fiți onești cu voi înșivă, să acceptați acolo unde lucrurile n-au ieșit așa cum v-ați dorit din cauza voastră, să învățați lecția și să o încorporați astfel încât pe viitor să nu mai repetați aceleași greșeli. Dar în același timp, doar pentru că e un an în care trebuie să o luați mai încet, asta nu înseamnă că ar trebui să cădeți într-o rutină și să nu vă mai luptați să realizați nimic. Nu, dimpotrivă, e ok să munciți, e ok să aveți țeluri, să aveți obiective pe care vreți să le îndepliniți, dar în același timp anul acesta e foarte important să nu vă descurajați dacă lucrurile nu se mișcă atât de repede cum v-ați dori sau dacă nu vedeți rezultatele atât de rapid cum v-ați dori voi.
Acesta este un an foarte important în care arhetipul lui Sekhmet, a zeiței egiptene a transformării și a vindecării, vă ajută să reclădiți lucrurile de la fundație în sus. Fie că vreți să vă schimbați sănătatea, jobul, ceva în situația voastră de familie, în relația voastră, orice doriți să schimbați, să știți că lucrurile pot să se îmbunătățească, aveți susținere de la univers, doar că o să dureze. Nu o să se întâmple așa peste noapte, nu e anul în care o să câștigați la loto, e anul în care o să construiți pas cu pas fundația pentru ce urmează pentru voi în anii următori. E un an foarte bun să vă concentrați pe sănătatea voastră, să aveți grijă de corpul vostru, de organismul vostru. O să fie un an foarte bun pentru concedii, pentru călătorie, pentru relaxare și încărcarea bateriilor. Nu o să mai aveți aceleași griji ca și anul trecut, lucrurile o să se îmbunătățească, dar trebuie și voi să aveți răbdare. Pare să fie un an foarte frumos pentru cei care v-ați ales baba numărul 1. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la Astrozarul, cărți de tarot și cărțile Oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!